Bine v-am regăsit, stimați prieteni! Alexandru Pătrașcu astăzi semnează în Cartea de Onoare a Cântecului Popular Românesc, alături de Imbold Media, împreună cu Imbold Media, o ediție de colecție pentru toți iubitorii Cântecului Popular Românesc și pentru toți românii în general. De multe ori m-ați auzit spunând cuvinte mari, de multe ori m-ați auzit spunând cuvinte frumoase despre invitați, dar vreau să vă spun că astăzi trec și în CV-ul vieții mele această ediție, această zi și această întâlnire. Nu puțin dintre dumneavoastră i-ați dus dorul, nu puțin dintre dumneavoastră v-ați întrebat unde este și majoritatea ați rămas în suflet cu cântecele dumneai. Am deosebită plăcere și onoare totodată ca singurul interviu după 30 de ani de absență din fața reflectoarelor, din lumea artistică, marea doamnă a cântecului popular oltenesc să ne acorde un interviu istoric, spun eu, și vreau să îi transmit, înainte de a-i pronunța numele, toată dragostea dumneavoastră din partea mea și mulțumiri din toată inima că, iată, pentru noi la Imbold Media și pentru mine ca moderator, ați făcut o zi memorabilă și ați făcut această emisiune nemuritoare. Sărut mâinile și bine ați revenit în fața reflectoarelor și a micului ecran, mult iubită și așteptată doamna Ștefania Etegan. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Vă felicit pentru tot ce ați făcut aici. Mulțumim mult. Și cu asta reușiți să ne scoateți în fața publicului, să ne mai scoateți în fața publicului. După o absență atât de lungă, chiar mă bucur foarte mult. Am mari emoții, recunosc, dar sper să meargă bine interviul. Doamnă, succesul l-ați cunoscut de tânără, succesul și dragostea publicului v-a urmărit o viață întreagă și poate ați avut momente acolo dincolo, peste ocean, când ați crezut probabil că lumea nu mai știe cine este Ștefania Etegan, lumea de acasă, mă refer, de aici din România, sau poate că v-a uitat. E, acest lucru vă asigur că nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla niciodată, pentru că sunteți vocea de aur a Craiovei, cel puțin, să spunem așa. Dumneavoastră nu sunteți de acord cu laudele, nu... Nu sunt, niciodată nu am fost de acord cu laudele. Dar asta este realitatea. Dar eu vă mulțumesc. Într-adevăr, chiar dacă am fost peste ocean, am dus dorul spectatorilor mei. Știu că foarte mulți m-au apreciat, dar plecarea mea în Statele Unite a fost cu un scop. Vom ajunge și la această poveste tristă pentru iubitorii de muzică populară, dar iată, împlinită pentru viața dumneavoastră de exact. Mamă și de familie, de ce nu? Doamna Ștefania Etegan, trebuie să profit de acest, de cursul invitației pe care ne-ați dat-o și această ocazie mie de a lua prin acest interviu. Vreau să punctăm toate etapele vieții dumneavoastră ca om și ca artist, pentru că sunt foarte puține lucruri care se cunosc despre dumneavoastră și vreau să fiu la înălțimea așteptărilor, să le fac concurență tuturor colegilor mei din televiziune, că le-am luat eu înainte. Doamna Ștefania Etegan, de unde sunteți originară? Original sunt din satul Săpata, comuna Măceșu de Jos. Un sat mic, cu 170 de familii. Olteancă Sadea. Olteancă după Valea Dunării. Dunăre cu valuri line, am plecat de lângă tine.
Ca debut am debutat... Dar puțin, că ajungem și acolo. Ah, ok. E foarte interesant faptul, vedeți dumneavoastră, această energie a oltenilor, că oltenii au energia lor pe care o recunoști, o simți Iuți. Oriunde în lume. Iuți. Unde v-ați născut, doamna Etegan? Tot vorbim de energie și de nimic întâmplător în această lume. M-am născut în Târg, la Bârca, de unde era Adrian Păunescu. Da. Chiar în Târg, deci nu... În Târg m-a născut, mama mea s-a dus într-o poiană, așa, și acolo, aoleo, nasc. M-a născut, toată lumea a auzit după acolo că s-a născut un copil. Da, s-au adunat normal. Da, a venit toată lumea să mă vadă pe mine, cine s-a născut. Nu se știa pe atunci că voi fi Ștefania Etegan. A fost... Primii spectatori, să înțeleg. Asta a fost ca un preludiu da. Pentru viața mea. Și, bineînțeles, să fiu în atenția publicului, probabil. Și... Într-o familie modestă, oameni de la țară, oameni simpli. Oameni simpli de la țară. Voce avea și mama mea și taică meu, dar cântau așa pentru ei, nu... Erau muzical, cum s-a... Da, muzical, avea o ureche muzicală, cântau foarte, foarte frumos și... Na, eu tot auzindu-i, îi îngânam și eu pe acolo. Și încet, încet am început să iau amploare, să ascult la radio... îmi plăcea foarte mult Maria Tănase, în primul rând... Maria Lătărețu și Georgeta Angel. Georgeta Angel a fost o solistă pe care ați apreciat-o foarte mult. Da, am apreciat-o foarte mult și chiar i-am cântat din repertoriu. Și ca debut... Asta vreau să spun, în zonă la dumneavoastră, erau formațiile de amatori, cum fiecare... comună sau localitate, da, da, da. Aveau formație de amatori artistică. Mai în toate satele erau formații artistice. Brigăzi, cum se spuneau atunci, nu? Sau formații de amatori. Formații de amatori, care participam la concursuri între comune, între intercomunale, să făceau concursuri. Pe plan local. Da, pe plan local. Ei, și știu că acolo cineva a deschis ochii către dumneavoastră. Cei de la Casa de Creație pe vremea aceea era Paula Dăugăroiu, care Dumnezeu să o ierte, nu mai este printre noi. Unul din cei mai mari specialiști. Da, ea răspundea de folclor pe la Casa de Creație. Și a văzut că sunt o bună solistă. La început eu am mers pe linia dansului. Dar fiind dansatoare, mai și cântam pe scenă. Și atunci, în perioada aceea, erau concursuri între regiuni. Regiunea Oltenia, regiunea Pitești sau Ploiești, ceva de genul ăsta, nu mai rețin, că sunt ani de atunci. Vă referiți la concursul Dialog la distanță? Da. Care era la mare modă atunci. Da, era la modă. Și a descoperit foarte multe valori. Da. Și Paula Dăugăroiu m-a preferat să reprezint eu regiunea Oltenia ca solist vocal. Și s-a făcut spectacolul. Aceste spectacole erau pregătite cu amatori, muzică ușoară, populară, dansuri, tot ce ținea de lumea artistică. Lumea artistică, da. Brigăzi artistice din toate domeniile. Exact. Și înaintea mea a cântat un solist muzică ușoară și a scăzut punctajul. Tot pe zona Olteniei, dar muzică ușoară. Da. Și a scăzut punctajul. Da. A scăzut punctajul. Ca să le explicăm celor mai tineri cum se dădeau voturile. Prin telefon, alte județe votau... Alte județe dădeau prin telefon voturi. Și când am cântat eu, după ce am terminat de programul meu, s-au dat notele și am luat 10 pe flanc. Și atunci punctajul Olteniei
a trecut peste punctajul celelalte regiuni. Da. Și toată lumea fericită de la Arlechin m-au dus în brațe până la cabină. Toți care erau concurenții pe acolo, bravo! Primul bravo. Succes adevărat. Primul succes adevărat, care într-adevăr nici eu nu știam ce-i cu mine. Doamne, dar ce-am făcut? Mai știți ce melodie ați cântat? Atunci? Da, Doina Văzui Primăvara Vind. A Mariei Lătărețu. Mariei Lătărețu. Și o piesă, treia, patra. Tam, 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 tam. A zonei, presupun, o piesă de zonă. Da, piesă din zonă. Nu mai știu exact acum, în momentul ăsta. Două piese am cântat. Și am mers în cabină, la care a venit directorul ansamblului Nicolae Bălcescu, m-a felicitat și în acel moment m-a întrebat dacă vreau să merg la ansamblu. Asta se întâmpla în ce an, doamnă Aitecă? În 67. Deci în 1967. Da, cu ani în urmă. Deci în 67 a fost prima chemare către nivelul de profesionist, de profesionist al dumneavoastră. Da, da. Atunci v-ați și mutat în Craiova? Da. Ați început cursurile liceului aici, tot da, în acea perioadă, sau erați deja la liceu? Eram, nu eram. După ce am intrat la ansamblu, da, mi-am continuat liceul Nicolae Bălcescu și... Actualul liceu Carol. Da. Din Craiova. Uh-huh. Și directorul de la ansamblu mi-a propus două posturi, ori ca balerină, ori ca solist vocal. Și m-am consultat cu doamna Dăugăroiu și nici a zis, n-a vrut să audă de balerină, presupun. Nu, a zis, nu, tu ești bună ca solistă, nu trebuie să mergi ca dansatoare. Da, da, ca da, dansatoare te pierzi, ori ca solist ești foarte bună și poți să ieși în evidență. Pe cine ați găsit la Nicolae Bălcescu în 67, doamna Aitecan? În 67 am găsit pe Dumitru Zamfira, Maria Cornescu, cei mai cunoscuți, da, 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 Gigi Băuleanu și alte soliste. Eram 13 soliști. S-au pierdut cu timpul din... Da, cu timpul au ieșit la pensie, aveam regizor de scenă, aveam profesoară de canto popular, m-au primit bine colegii, mai erau mici... Da, ca în orice domeniu, ca... mai ales al nostru, exact, da, am înțeles. Cel puțin în al nostru, că doar... Da, chiar sunt curios, micile ciocniri erau între doamne sau și între domn și doamne, așa cu răutăți? Între doamne. Doamne. Între doamne, doamnele, da, erau profesioniste în ciocniri. Aha, aha. Băieții se mai împăcau la o bere după, la un vin, deci n-aveau treabă. Cu băieții n-am avut niciodată nicio problemă. Dar doamnele, între ele își mai găseau nod în papură. Între ele își găseau. Că n-ai cântat bine, că ai distonat, că... Nu ți-a stat părut bine, nu știți? S-au găsit. Ce, da, vreau să vă întreb, atunci a început și lupta intrată în lumea profesioniștilor, a picat și responsabilitatea grea. Atunci ați început să vă formați un repertoriu, să fiți obligată să vă formați un stil, să... Deci ați dat... Aveam deja un stil al meu. Da. Aveam stilul meu care... Și inconfundabil totodată. Da, da. N-ați avut rival, cum s-ar spune, pe partea dumneavoastră. Pe partea mea. Ca și dumneavoastră, de fapt. Am văzut că... Hey, mulțumesc, nu-i cazul să mă frumos, aduceți pe mine la nivelul dumneavoastră de comparație, Alexandru, dar vă mulțumesc. Alexandru Pătrașcu, un solist de valoare.
La repertoriul turc, doamna Dogoroiu, v-ați... Nu. Nu, la repertoriu m-am axat eu pe ce credeam eu că este original. Și ce vă plăceau dumneavoastră în primul rând. Și ce îmi plăceau mie și ce îmi mergea bine în voce. Pentru că nu toate piesele îți vin bine în voce. Apropo de voce și de întinderea dumneavoastră, vreau să le povestim celor de acasă. Dumneavoastră ați început și cursurile Școlii Populare de Arte. Da. E Canto Unde Clasic. Ce s-a întâmplat? Ați greșit ușa sau ce s-a întâmplat? Am făcut Canto Clasic cu doamna profesoară Marconi. Italiancă. Italiancă de origine. Și când m-a auzit cântând, a zis: dragă, dar tu ești bună pentru operă, pentru operetă, ce cauți tu la muzică populară? La populară, da. Da. Și mi-a zis: eu am pregătit-o pe Doina Badea, marea cântăreață. Da, 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 da. Așa? Și deci profesoara zice, Doinei Badea... A fost doamna Marconi. Și profesoara dumneavoastră ulterior, o perioadă. O perioadă, că după ce făceam canto și la ansamblu și când m-a auzit profesoara de canto de la ansamblu, a zis: auzi, dar tu faci cumva canto clasic? Și atunci a spus: da. Păi zice: fata mea, trebuie să te hotărăști. Ori muzică populară, ori muzică clasică. Pentru că ai să-ți pierzi melosul de muzică... Naturalețea vocii. La muzica populară, da, da, exact. Și atunci am fost nevoită să renunț pentru că îmi plăcea foarte mult să cânt populară. Să mă șternut în drum cobor. Ceasurile trec târzii, se stinge luna-n zor de zi. Și șapte ați fost angajată cu carte de muncă. Da. Solist profesionist. Da. Câți ani ați colaborat cu Nicolae Bălcescu? Până la desființarea lui? Am fost angajată până la desființare. În 79 s-a desființat. După care am mers la Doina Gorjului. Dar în această perioadă, 67-79, în plan uman, v-ați adaptat bine vieții de oraș și v-ați adaptat, da, bine? Toată viața a fost cochetă și elegantă și aranjată? Cred că asta m-a ajutat foarte mult. Nu mi-a plăcut niciodată să ies pe ușa din casă nearanjată. Nedichisită, necurat toate hainele pe mine, special costumele erau țiplă. Așa? Și în această perioadă nu frumoasa blonda Creve n-a fost curtată de niciun domn, nimic? De ce să nu recunosc? Eram curtată, mai ales că eram și tânără în acea perioadă. Am fost curtată de cineva care mi-a propus să facem duete, dar
În acea zi... Eu știu povestea, o să și revenim, dar sunt curios dacă v-ați căsătorit în această perioadă sau după... Nu, după. Măi, Nicuță Ioane, bobocel de floare, hai cu mine-n vane, unde-i vora mare. Lăutarii cântă și e lume multă, iar copza bătrână tot satul adună. De la mic la mare, că e sărbătoare, vin fete și mulți plăcai să joace și ei, bobocica ca la noi. Fim amândoi, orice ar zice satul, n-am să joc cu altul. Să joci lângă mine, lumea să se mire, că-n hora cea mare un boboc și-o floare. Și să ții, băiete, gândul de la fete, că fetele te-or uita dacă ori afla că am să fiu mirea sa ta. În anii, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, a fost o explozie în muzica populară, mai ales partea Olteniei, mulți olteni s-au ridicat și au reformat oarecum muzica populară. Trecerea de la Maria Lătărețu, Emil Gavrișon, lui Can, Maria Tănase, dintr-o dată s-a desprins o nouă generație cu o alta abordare. Eu știu din cercetările mele și de la oameni ce cu drag povesteau că ați plecat la același drum și în cam aceeași perioadă cu Maria Ciobanu, cu Ion Dolănescu. Da. Tot aici știu și am descoperit, iată, secretul unei povești pe care Ion Dolănescu, cu ani și ani de zile în urmă, fiei Țărnăușoară, a spus-o. Viața lui și soarta a depins de o singură zi. Exact. Acum nu știu cum putem numi destinul, întâmplarea, doar o hotărâre a dumneavoastră a făcut ca duetul să nu se numească Maria Ciobanu Ion Dolănescu, exact. Și era cât pași să se numească Ștefania Etegan Ion Dolănescu. Exact. Ne povestiți puțin cu această întâmplare cum a fost? Erați în București. Eram în București pentru o filmare în televiziune. Era spațiu rezervat pentru persoana mea în televiziune. Scuzați-mă, între timp imprimase la Radio Craiova. Da, făcusem deci aveați imprimări tot la Radio Craiova. Da, deja făcusem imprimări în Radio Craiova și dacă nu mă înșel și la București, nu mai știu exact. Așa? Cert e că aveați rezervat o zi, un spațiu pentru filmări cu dumneavoastră. Un spațiu pentru filmări. Și eu mai vorbeam cu Dolănescu la telefon, prin scrisori. El venea în colaborare aici. Exact. Deci colaborați cu exact. Ansamblu. Și... a știut că eu în ziua aceea sunt în București și a venit la mine la hotel unde eram cazată dimineața și mi-a zis, uite, eu am spațiu în radio rezervat pentru a imprima o piesă și vreau să vii cu mine. Una din piesele cu care a mers cu doamna Maria apoi. Cu Maria Ciobanu. Aulele, căulitele. După mă duc neică după curci, așa. Deci a venit la dumneavoastră la hotel. A venit la mine la hotel în dimineața aceea și m-a rugat, te rog, renunță la filmare, hai să facem înregistrare, că filmare o să... Mai facem, dar astăzi e spațiu rezervat în radio și în radio când se rezerva un spațiu... Era sfânt, da. Era sfânt, trebuia respectat. Și eu am fost în dubiu. Să las televiziunea, să... Nici televiziunea
nu vroiam să o las, pentru că și cei din televiziune, dacă renunți odată... Vă luau un nume de rău. Un nume de rău și dată, te credea în serios. Cum a venit chemată de noi și acum se duce să facă înregistrări. Da, v-a plăcut piesa când v-a fredonat-o? Nu vi s-a părut ceva nou, ceva inedit? A, nu, nu mi-a fredonat-o, nu era nevoie. Treaba asta o discutasem noi mai înainte. A, mai discutaseți treaba da, asta. Da, mai discutasem treaba. Și eu n-am știut... A, deci că... nu s-a lăsat până în ultima zi, până în ziua imprimării. Până în ziua imprimării. Și eu n-am știut că în aceeași zi, și sigur nici el n-a știut că în aceeași zi eu am filmare. Și da. A venit la hotel și hai să mergem să facem înregistrarea. Și atunci am spus, adică am fost în dubiu. Ce, la ce să renunți? La înregistrare sau la filmare? Cei din televiziune, cum v-am zis... Vă așteptau la poartă, cum se spune... cu rezervarea, iar Dolănescu cu imprimarea. Cu imprimarea. Și atunci i-am spus, îmi pare rău, renunț la imprimare, deși poate că era bine. Acum, că, după ani... După ani, pe undeva mi-a părut rău, dar am fost ok, nu am fost invidioasă sau chiar m-am bucurat de succesul lor. Eu am avut succesul meu personal, de una singură. Într-adevăr, apariția cu duetele au zguduit piața muzicii populare. Au zguduit piața și ei se... A fost un om ce a știut să miroasă succesul? Da. Cum s-ar spune, a fost un afacerist bun în lumea asta? Foarte bun. Și culegeri de folclor, piesele lui Dolănescu nu cred că le are nimeni. Niciun solist nu le poate avea numărul care l-are, care l-a avut Dolănescu. Piese de valoare aduse și imprimate. Da. Da, și atunci a rămas cu Maria Ciobanu să facă duete. Eu am rămas cu televiziunea. Ați rămas la Craiova. Am rămas la Craiova, la ansamblu, turnee. Așa din când în când, că nu întâmplător v-am întrebat eu dacă vreodată vreun solist v-a cerut de soție. Mai avea așa, fiind tânăr și frumos, mai ales și dumneavoastră ca o zeiță, mulțumesc. Mai spunea chiar și când era cu doamna Maria, Ștefania, Adevărul e că eram într-un turneu cu... El deja cânta duete cu Maria Ciobanu. Erau pe val. Da. Și am făcut un turneu cu Ionel Budișteanu, Ștefania Rareș, cu mai mulți soliști. Cu acordeonistul Fărămiță Lambru. Fărămiță Lambru și alții. Eram mulți soliști. Și Maria Ciobanu era în scenă și el era în cabină cu noi toți și mă cheamă așa deoparte și zice: ce zici, nu vrei să te căsătorești cu mine? Dar nu în glumă. Nu era glumă. Da, era serios. Și zic, da, mă, Ioane, de unde și până unde? Tu acum ești cu Maria Ciobanu. Maria Ciobanu deja era gravidă în 3 luni. Și zic, de unde și până unde? Nu. Nu auziți de așa nu, ceva. Nu m-a convins în niciun fel. Nici nu eram de convins, pentru că eu personal eram convinsă că nu vroiam să mă căsătoresc în perioada aia. Plus respectul față de ei ca artiști, ca familie, ca deja se închegase, da. Nu s-ar fi căzut din partea mea, hai, dintr-o dată, că s-au mai întâmplat chestii de ăștia între soliști, dar nu, mi-a plăcut totdeauna să-mi respect persoana mea și persoana de vis-a-vis cu care... Drept dovadă că ați păstrat o relație de respect și prietenie cu ambii până în ziua de astăzi. Din totdeauna am avut o relație foarte bună cu ei. Neicuniță de multe mi-ai dat gura, neicuniță de multe mi-ai dat gura, dar de seară fiu la voi. Frunze
Ei, vedeți dumneavoastră aici întrebarea întrebătoare, să spun așa, deși ați pornit cu ei la drum, aici nu pot să deslușesc eu misterul de ce ați hotărât să rămâneți pe zonă și nu ați făcut mai repede plecarea către București, mă refer ca imprimări. Pentru că dumneavoastră este recunoscut faptul că ați fost vocea de aur a Olteniei, dar dumneavoastră ați imprimat mult mai târziu. Iată, în 67, la ansamblu, tot în acea perioadă, primele imprimări, odată cu Maria Ciobanu, odată cu Ion Dolănescu, ați imprimat cam în aceeași perioadă cu Maria Cornescu, nu? Erați la început când ați dat ansamblu. Cam în aceeași... De generația Maria Cornescu, aceeași. Ce s-a întâmplat? Acum pun și o întrebare cum ar pune toată lumea. Ați fost mai delăsătoare sau faptul că erați și așa frumoasă și talentată, ați mai primit și piedici? Acum, privind în urmă, nu judecăm pe alții, dar cu sinceritate. Piedici aveam la orice pas. Dacă vroiam să merg la înregistrări, nu-mi permiteau să plec de la ansamblu. Dacă vroiam să merg la filmări, același lucru. Trebuia, de exemplu, eu am colaborat mult cu Tudor Vornicu. Tudor Vornicu trebuia să dea telefon la primarul orașului Craiova să intervină la sindicate, că cu ansamblu am colaborat doar până s-a desființat 3 ani și ceva. După aceea am trecut la sindicate. Trebuia Tudor Vornicu să intervine la primul secretar și primul secretar să intervine să facă o scutire pentru a... Da, da, da. Ei, și astea erau piedicile mele. Lucru ce al soliști nu aveau. Sau nu prea aveau. Nu prea aveau. Craiova, într-adevăr, eram foarte solicitată, spectacole, recepții, mai ales când veneau oficialitățile, delegații străine. Chiar și de partid. Și de partid, sigur că da. Eu eram prezentă la toate recepțiile. Știu că ce eram înseamnă solicitată. Recepții... Povestea și domnul Roșoga, erați dumneavoastră, Gheorghe Roșoga, mai târziu Rozica Petra a venit cu dumneavoastră, da, deci da, un da. Număr restrâns. Da, 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 nu toți soliștii erau aleși așa. I-ați cântat lui Nicolae Ceaușescu? Sau da. L-ați văzut de aproape? I-ați și cântat? I-am cântat de multe ori. Da? Simțeați vibrația olteanului din el? Îi plăcea? Îi plăcea foarte mult romanțele și era foarte atent la text. Când trebuia să cânt romanțe, Doamne, aveam niște emoții. Emoții? Da, pentru că el știa textele originale.
Ori noi le-am mai improvizat. Dar cum erau? Veneau cei de la cultură și vă pregăteau oarecum înainte? Vezi că o să vină și o să... Da, ne pregăteau. În data de cutare vine tovarășul, cine venea. Da? Așa, și să vă pregătiți costume, aranjați. Care vibra mai mult la cântecul popular? El sau ea? El. El? E, nu știu dacă și ea vibra, dar nu se exprima. Era și, ca ați văzut în realitate, era un pic mai rece, nu? Ca era, figură, era mai ca... distantă. Mai distantă. Mai distantă, da. Știți că să, acum că tot am venit vorba, se tot spune că era invidioasă pe frumusețea altor femei, că vi s-a părut vreodată că s-a uitat urât așa mai la dumneavoastră? Că presupun că mergeați ca de obicei, cochetă și mega aranjată. Vă dați și, seama, da. Nu-mi permiteam să mă prezint altfel. Și dacă s-o fi uitat cumva, n-am sesizat și nici n-am luat în seamă. Eu mi-am văzut de programul meu, de ce aveam eu de făcut acolo și de... Bătătorii zona Olteniei cu ansamblu și cu Radio Craiova, atât. Exact, și da. Filmări la București. Filmări la București, înregistrări la radio, dar până ți-a aproba repertoriul în radio și mai ales că eu eram în provincie, nu eram în București să tatonez situația, să fii cu telefoane pe ei, să... Dar insiști. Nu, și de la București nu au venit și telefoane, eu știu, măi Ștefania sau cum vă spunea dumneavoastră colegii, hai mă vino și tu că am vorbit colo sau vorbim colo, rezolvăm. Adevărul colo. Este că la Rapsodia Română Ionel Budișteanu a insistat să merg acolo. Într-adevăr, am dat concurs, am câștigat concursul să merg la Rapsodia Română. Uh-huh. Dar după aia am renunțat eu, nu mi-a plăcut Bucureștiul. A, n-ați putut să vă adaptați. Nu mi-a plăcut. Și la Rapsodia erau atâția soliști. Cine era? Era și Ion Dolănescu atunci? Nu. Nu. Nu știu, Dolănescu n-a cântat la Rapsodia. Cred că era numai colaborator. Colaborator, da, la Ciocărlia. Colaborator. Erau Aneta Stan, Elena Merișoreanu. Aha. Maria Cornescu a fost. Elisabeta Ticuță, nu. Da. Maria Cornescu era în Craiova. A, era în Craiova atunci. Da, era în Craiova. A, mai târziu s-a dus la Rapsodia Română. Mai târziu? Da, că spuneți că Ionel Budișteanu v-a adus și nu v-ați adaptat la viața de București. Nu mi-a plăcut Bucureștiul. M-am simțit foarte bine aici, între olteni. Nu-mi cunoaște inima, nu știe de ce mă arde și nici pentru cine bate. Când a început colaborarea cu Nelu Bălășoiu, au început tot de la Nicolae Bălcescu, de la orchestră, nu? Nu, Nelu Bălășoiu era la Târgu Jiu, la Doina Gorjului. Aha, nu. Nu, n-a fost niciodată la orchestră la Craiova. Uhum. După ce s-a desființat Nicolae Bălcescu în 79, am dat concurs la Doina Gorjului.
M-au angajat acolo, mi-au dat și casă. Mai mult la Târgu Jiu? Da, mai mult pentru asta am mers, că la Craiova nu reușeam să am casă. A, locuiați cu chirie la Craiova. Locuiam cu chirie și dacă n-aveam buletin de oraș și ca să ai buletin de oraș îți dădea casă. Dacă aveai casă, îți dădea buletin de oraș. Da, da. Și eu nu le aveam pe astea, deci erau cumva legate între ele. Și am mers la Târgu Jiu, mi-au dat un apartament, am locuit cu o fostă balerină de la ansamblu, de la Bălcescu. Și am stat 9 luni. Acolo am fost colegă cu Nelu Bălășoiu. Mm-hmm. Filoftea Lăcătușu, să ierte Dumnezeu că nu mai sunt între noi. Să-i odihnească Dumnezeu, da. Și am stat 9 luni și după 9 luni am mers la București, la Rapsodia, aproape să mă angajeze. Și în perioada asta eu țineam legătura și cu cei de la cultură din Craiova și mi-au zis, uite, dacă vrei, vino la Craiova și încercăm să-ți dăm și casă și masă și da. Tot ce are nevoie un om. Când ați reușit să vă luați și casă și tot ce trebuie? Cred că prin 72. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ceva de genul ăsta, prin 72. Dar și asta tot cu intervenții. Tot complicat. Toată viața dumneavoastră a fost complicată. Toată viața mea a fost complicată. Am avut o recepție cu primul secretar, era fratele Elenei Ceaușescu, Petrescu. Și noi eram în curte cei care trebuia să cântăm la această recepție și dumnealui a venit la mine. Am rămas surprinsă. Ce mai faceți, doamna Etegan? Cum vă merge? Și atunci... Tovarășul... Curaj am avut că eram destul de... Nervoasă, să zic așa, nervoasă, de plină. Plină de nervi. Și am explicat, toți prim secretar, uite, am probleme. Că într-adevăr eu mergeam la Consiliul Popular. Cu cereri, acasă, cu cereri, da. Cu cereri. Dar mă trimitea de la Ana la Caiafa, domn tovarășul Cutare. Tovarășul Cutare mă trimitea la tovarășul Iscrulescu. Și eu, sorți de izbândă, nu aveam de niciun fel. Și atunci îi spun primului secretar, mi se pare că aveam și copii. Uh-huh. Și am explicat, uitați, am probleme. Nu aveam copii. Uitați, am probleme cu tovarășul Cutare, mă trimite de la unul la altul, eu vin noaptea târziu după teren, 2-3 noaptea, pe frig, stau în gazdă, cu chirie. Da. Și vreau și eu să mi se ofere o garsonieră. Și zice, bine, vino mâine dimineață la mine și vedem ce putem face. Am mers dimineața, păi prima persoană de care m-am lovit a fost portarul. Nu. Tovarășul prin secretar nu are audiență astăzi. Am plecat supărată. Păi nu i-ați spus că ați stabilit cu o zi înainte? I-am spus toată istoria, vă dați seama. Și atunci zice, am plecat supărată, necăjită. Când am ajuns la Casa de Cultură, directorul zice, ce ai făcut, du-te la cât te cheamă primul secretar. Cred că era înghețată la când ați ajuns la Casa de Cultură de frică. Da, vă dați seama. Era înghețat. M-am dus înapoi la primul secretar și am luat iară istoria, i-am povestit de toate și atunci zice, bine, puteți să mergeți și o să primiți casă. Am plecat dezamăgită, mai dezamăgită decât am mers. Vă aștepta să vă dea cheile pe loc sau cum ați fi vrut? Nu, chiar așa, dar vi se luase de promisiuni. Faptul că mi-a zis că mergeți înapoi și că o să primiți casă, vă dați seama da, că... Vi s-a crisă de promisiuni. Mi-a tăiat tot elanul. Și când ajung la Casa de Cultură, cine mă aștepta în holul Casei de Cultură? Pană îl chema. Tovarășul Pană. Ce-ați făcut, tovarășa Etegan? M-ați reclamat la primul secretar? Și atunci am spus, da, domnule, v-am reclamat.
că dumneavoastră mă trimiteți la tovarășul X mă trimite la dumneavoastră. Eu de un an de zile, eu vin noaptea târziu după teren 3-4 și dimineața la ora 7 eu vă aștept pe dumneavoastră la office, la birou. Și acum îmi spuneți că de ce am spus primului secretar? Păi m-am plâns și eu ca toată lumea, pentru că am nevoie de un loc al meu. Da, și, normal. Și dumneavoastră nu ați reușit să-mi oferiți o garsonieră. Nu vă cer un palat, vă cer o garsonieră. Bine, haideți cu mine în birou. Am mers la dumnealui în office, după care l-a chemat pe gospodarul care avea repartițiile. Dă-i la doamna Etegan o garsonieră în brazdă. Mm-hmm. Păi știți că... Băi, zici, ți-am spus, dă-i o garsonieră imediat. Pe loc. Păi avem la G7, G6, ceva de G6, mi se pare. La etajul 7, dacă îi convine, doamne, domne, și deasupra blocului. Și pe dacă, bloc, da. Dacă îmi dați o garsonieră, eu accept. Era cartier nou să construia atunci sau... Da, atunci se construiseră G-urile. Mm-hmm. Și... Într-adevăr, într-o săptămână de zile am fost în garsonieră. Singurică, liniștită. Singurică, liniștită. Nu-mi venea să cred că în sfârșit am și o cheie care să fie a mea. Așa. Acum vreau să revenim puțin la Doina Gorjului. Ne întoarcem cu subiectul. Da. Și cum cu Doina Gorjului. Și de ce a stat decât 9 luni la Doina Gorjului? Vă dați seama că mie... Eu preferam Craiova, nu preferam Târgu Jiu. Că și acolo, într-adevăr, se făceau, era un dirijor bun, Barabancea. Gelu Barabancea. Gelu Barabancea. Am și o poză cu el. Da, da, da. Așa. Dirijor foarte bun. M-am simțit bine din punct de vedere artistic. M-am simțit bine acolo. Dar, totuși, preferam Craiova. Da. Și... Vorbind cu cei de la cultură de aici din Craiova, mi-au zis că s-a creat un post de solist vocal. Și într-adevăr am venit, am dat concurs, am intrat și am renunțat la Doina Gorjului. Asta a fost istoria cu Doina Gorjului. Da, asta a fost. Mâinicuță, mai Ioane, toată lumea doarme, doarme. Mâinicuță, mai Ioane, toată lumea. Și de dor nu pot să dorm. Mă scol și mă plimb prin casă. Dorul tău, neică, mă apasă. O zi stai lângă mine și 3 săptămâni prin lume. O zi stai lângă mine și 3 săptămâni și mă lași cu dorul în casă și cu inimioară arsă. Și mă lași tot singurea, măi, cu dorul și dragostea. Cum a fost prima invitație la Electric Record, primul spațiu? Cu mare insistență. Din partea dumneavoastră? Din partea mea. La început era o doamnă, da, era redactor. I-am dat materialul. I-am dat și eu material. Am înțeles. Așa. Și am îmbătrânit așteptând să-mi aprobe spațiu. După care dumneai a plecat de acolo și a venit altcineva. Mm-hmm. Altcineva care fusese la Consiliul Culturii, care răspundea de toate ansamblurile din țară. Și mi-a răspuns domnul respectiv, Cărăpânceanu. Mhm. Și zice, da, artisto, îmi zice. Aha, aha. Ce vrei, să faci înregistrări? Păi zic, maestru, am și eu... O vârstă, am experiență, am repertoriu dat de ani de zile și văd că... L-a uitat acolo. Și văd că nu se mai rezolvă.
Aha. Păi și când vrei să vii? Și acum am îmbrac și vin, da. Asta era vinerea. Păi când se poate? Zice, bine, vin o luni că vorbesc cu Bebe Oprea să aducă băieții și luni te prezinți aici la ora 9 să fii în Electricord. De vineri până luni. Mai știați ce piese ați dat? Nu? Mai știați, dar nu știu. Mai știam și nu le mai țineam minte. Aha. Și am mers la Electricord, emoții să nu vă spun că se tăia așa pe nepusă da, 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 trei direct... zile, vă dați seama că... Mai colaborasesc cu Paraschiv Oprea până da. Atunci? Ah, deci vă știați cu Paraschiv Oprea. Mă știa, da. Pe asta i-a și zis, maestre, Paraschiv Oprea întreabă pe maestru Crăpânceanu, maestre, vă place cum cântă doamna? Mai zice, ca persoană arată ca o doamnă, dar are o voce de țărancă sănătoasă. Țărancă sănătoasă, așa a spus? Da. Cum au decurs imprimările? Ați imprimat în priză directă, cu orchestra direct, nu? Direct. Nu, eu niciodată n-am avut probleme, nici în televiziune, nici la înregistrări, să greșesc și să se repete. Niciodată. Păi cum a spus, țărancă sănătoasă, voce țărancă de țărancă sănătoasă. Da. Acesta este primul dumneavoastră disc, disc mare, din prima. Da. De obicei, cred că erau cele mijlocii sau cele mici. Dar pe Valea Goicenilor. Unde ați făcut fotografia aceasta, doamna Etegan? Fotografia tot la Electricord? Cred că la Electricord am făcut-o. Da. Tot la Electricord. Mm-hmm. Am iubit până în floare, ochea voastră de cicoare, i-am iubit, i-am mângâiat, cu mult dor i-am sărutat. Seara când ne întâlnim, cu greu ne mai despărțim, mă săruți pe obrajor, cu dragoste și cu dor. Și asta tot cu Electricord am făcut-o, dar stați undeva... că ne întoarcem și la al doilea disc, dar părinții dumneavoastră mai trăiau când a apărut primul disc da. Pe piață? Asta vreau să trăiau știu. Trăiau părinții mei. Reacția părinților. Oh, Doamne! Cei mai fericiți părinți erau. În anii ăștia i-ați mai adus pe la Craiova la spectacole, da, vă văzuse pe scenă da. Și pe, la televizor. Îi aduceam mereu... Mă urmăreau la televizor, îi anunțam când am emisiune, erau foarte fericiți. Și mândri, totodată. Mândri peste măsură. Păi și când au văzut mai poza cu fetița lor în vitrină sau le-ați dus discul dumneavoastră, cum a fost? Vă dați seama că s-au bucurat foarte mult. Cred că le-am dus discuri, discurile astea. Aha. Deci au apucat să vă vadă mare artistă. Da. S-au da. Bucurat. Păi... Ei au decedat fiind eu în Statele Unite. Deci, da. Când ați scos primul disc, aveați deja căsnicie, erați căsătorită. Da. Copii aveați la primul disc încă? Da, aveam copii. Ambii băieți. Da. Aveți doi băieți. Doi băieți. Să vă trăiască. Mari și frumoși. Acum și deștepți. Sunt tați și la rândul lor. A fost un succes pe plan local. Ați simțit după primul material... Reacția. Mai ascuțiți ghimpii de care am tot vorbit? Și mai. Cu al doilea material, cum a fost povestea? Cu tot al domnul doilea... Cărăpânceanu sau? Tot cu Cărăpânceanu. La trei ani distanță. Da. Și tot cu maestru Paraschiv Oprea. Da. Dai știne că ce e dorul, nu ți-ai somnul, te-ai culcat seara în pat, nebăut și nemâncat, și te-ai trezit tocmai zori, când pică roua pe flori. Am omis să vă spun că atunci cu intrarea mea în ansamblu Nicolae Bălcescu, am făcut un turneu în Italia.
tot ansamblu. Uh-huh. Și am cântat o piesă la oglindă. Azi am să-mi crestez. Da, da, da. Așa. Și încă o piesă moldovenească, pentru că asta a preferat patronul care ne-a invitat în Italia. Moldovenește? Ați cântat moldovenește? Piesă moldovenească, da. Da. Ei, eu am cântat-o mai mult mai moldovenește. Da, 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 da. Așa. Și a doua zi, după ce m-am prezentat la acest spectacol cu acea piesă Oglinda, la Oglinda, vuiau toate ziarele în Italia. La Nela Oglinda cu Ștefania Etegan. Îmi pare rău, nu mai am ziarul. Că căutăm, căutăm în arhivă și trebuie să găsim. E, dacă îl găsiți, chiar o să vedeți ce laude și ce frumos scriau despre Nela Oglinda. Bineînțeles și despre ansamblu s-a vorbit. Era un ansamblu... Deținută. Deținută, da. Ansamblu profesionist, cu dansuri, cu... Ați colindat mult cu Nicolae Bălcescu și mai apoi cu Orchestra Sindicatului, era, nu? Da, la Electroputere. Cel mai Sinea mult, de Electroputere, nu? Cel mai mult am colindat cu Bucureștiul, Consiliul Central, Consiliul Culturii. Consiliul Culturii, da. Consiliul, da. Culturii. De acolo se făceau turneele, se aranjau totul. Acolo se aranjau turneele în străinătate, afară. Da. Da. Și eram solicitată de București. Pentru că aici, la Craiova, nu, să... La Craiova s-au făcut turnee în pe Franța. Ah. În Franța cu... Era un orășel francez, suburbia Parisului, care Craiova era înfrățit cu acel orășel. Ah, avea o înfrățire. O să ne interesăm, nu-mi dau seama cum... Găsim noi și... Așa, și... Mergeați la frații francezi, cum ar mergeam veni. La frații noștri francezi. Erau mulți români la Olțit. Da, 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 da. Erau, da, acolo. Ne întâlneam cu ei. Aveam spectacole. Dar de foarte multe ori am fost în Franța. Da, în Franța era o diasporă românească, da, și mergeați, da, acolo. Da. Și... Dar cel mai mult ieșirile mele în afară au fost cu Consiliul Culturii. Da, luau București din fiecare zonă cât un soliș, da, și făceau... Nu erau mulți soliști, 2-3 soliști, nu. Cel mai mult am fost cu Rozica Petra. Da, cu doamna Rozica Petra. Da, da. În 80 și... Cât ați spus că ați intrat la restaurantul Oltenia? În 87. Cum a fost? Știu că v-a spus cineva, dai că te duc eu unde să faci și bani, să ai ce trebuie. E o chestie revoluționară, pentru că restaurantul Oltenia era restaurant fără organizare de nunți, de evenimente. Da. Decât, no, restaurant local de seară. Exact. Și cum a fost schimbarea asta așa... A fost cam neplăcută, dar eu a trebuit să plec pentru că eram obligată, practic, să ies din formație. A, ați fost oarecum obligată să ieșiți din formație? Obligată, nu-mi place să povestesc acest episod, că a fost... Dureros? Neplăcut, neplăcut din partea lor, nu din partea mea. Și atunci am hotărât să merg la restaurantul Oltenia. De fapt, am vorbit cu directorul direcției comerciale, că, na, mă cunoștea toată lumea în Craiova. Da, 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 da. Și mă întrebau, uite cum mă întrebați dumneavoastră, dar cum e la orchestră, dar cum merge? Dar ce faceți, cum e, cum e, da, da. Și atunci am spus și eu, uite, am problema asta, asta, și îmi zice... Dumnealui, dar de ce te omori să stai acolo? Că să te omori cu aia pe acolo să... Da, că și așa faceți turnee prin frig, pe la țară. Pe... Uite, dacă vrei, vină la restaurantul Oltenia și acolo eu am să pun nunți, sâmbăta, duminica, și ai să câștigi cât nici nu... triplu decât ai câștigat la orchestră. Și așa am făcut. Dar stați că după aceea nu vreau să-mi dea repartiția? Da, da. Așa.
Nu vrea să îmi dea repartiția. Da, către restaurant. Și atunci am mers la secretara președintei de la sindicate și i-am spus, uite, dacă într-o oră, eu mă întorc într-o oră, dacă nu-mi dă repartiția, spune-i care de-a face cu mine. Că deja eram... Și foarte cunoscută și influentă. Și influentă, cumva. Și după o oră, când am mers, într-adevăr mi-a dat repartiția. Uh-huh. Da. Am mers la restaurant. La Revoluție ați rămas la restaurantul Oltenia? Da. Erau full restaurantele. Dar trebuie să recunoașteți, fără lipsă de modestie, că își puneau nunți și că sunteți dumneavoastră acolo. Da. Pentru asta preferau să vină la Oltenia, că eram eu acolo, Ștefania Itegan. Da, am mai iubit publicul, nu pot să spun. Cum a primit soțul perioada aceasta de fostul soț, de o soție superbă, cu glorie, presupun că făceați mai mulți bani decât dumnealui. Absolut. A fost un om gelos sau v-a înțeles? A înțeles. A înțeles situația. Și pe cât a înțeles, v-a și susținut? M-a și susținut, într-adevăr. Nu, am avut o căsnicie frumoasă, totuși. Dar ce-a fost mai greu și pentru mine, și pentru el, și pentru copii, plecatul meu de acasă în permanență. Eu aveam bagajul făcut la ușă. Tot timpul eram plecată. Televiziune, filmări, înregistrări, spectacole, turnee. Deci să înțeleg că pe anumite locuri a ținut și loc de mamă băieților. Da, asta o recunosc. O recunosc că a avut grijă de copii și de mine. El îmi ținea cont la costume, la... Doamna Itegan, până să ajungem la subiectul plecării dumneavoastră, dacă ați fi acceptat anumite compromisuri ce vi s-au propus, poate nu mai plecați în America? Asta nu știu să răspund. Plecarea în America, deci să nu fiu sincer, m-a încântat și pe mine. Inimioară, inimioară, ce dor greu te mai doboară, că la fiecare pas simt lacrima pe obraz mai. Nu știu ce vorbe să-ți spun mai, dorul să ți le mai aline, dacă aș ști că n-ai iubit mai cum te-aș mai minți. Nu știu ce vorbe să-ți spun mai, dorul să ți le mai aline, dacă aș ști că n-ai iubit mai cum te-aș mai minți. Inimioară, spune mie că doar bine vreau să-ți fie, că te port în pieptul meu și te cunosc numai eu. Știu bine, vrei dragostea lângă tine, dar neicuță e departe, ar veni, dar nu se poate. Inima că te-ai răbdat mai, parcă nu te-ai supărat. N-avei frică, n-avei teamă, nu luai nimic în seamă. Inima că te-ai răbdat mai, parcă nu te-ai supărat.
treci prin dor și oftate, cum treceai tu altă dar. Dar acum de la o vreme, simt că nu mai ai putere să treci prin dor și oftate, cum treceai tu altă dar. La Revoluție unde erați? La Revoluție eram aici, în Craiova. La restaurant. Da. Băieții erau adolescenți. Da, 16 și 17 ani, 18. 18 ani, deci adolescenți și mai măricel oarecum. Mai măricel și mai înțelegători, așa. Da, da. În 90, sau să zic așa, pe 1 ianuarie 90, ce ați gândit, ce ați spus? După Revoluție? Da. Vă dați seama că am rămas așa, fără cer, fără pământ. Nu știam ce se va întâmpla. Mai continuă restaurantul, nu mai continuă. Ce se va întâmpla? Într-adevăr... Deci era un haos total. Un haos de nedescris. Și, într-adevăr, la restaurantul Craiova am mai cântat și după Revoluție, dar cel care răspundea de restaurant m-a făcut atentă. Vezi că eu plec. Am să schimb trupa. Am să schimb rolul acestui restaurant. Aha. Și atunci restaurantele răspundeau de XAP, așa se chema întreprinderea asta. Da, era o formă. Așa, de... da. Control. Și am vorbit cu directorul de acolo și a zis, doamna Etegan, ce vă putem oferi dacă vreți să mergeți la Perinița din Craiova și să cântați în cramă. Da, la cramă, exact, la Perinița. La cramă. Și într-adevăr am mers acolo să verific, să văd care este situația. Da. V-ați speriat. Când am intrat acolo. În buncăr. Era un miros de țuică. Și tutun. Și tutun. Și nu se vedea om cu persoană. A fost primul șoc? Da. Ăsta chiar a fost șoc. Și am zis, dacă am ajuns, că totuși mă consideram o solistă recunoscută. Fără discuție, da. Cu respectată reputație, și cu un anumit nivel, un standard. Exact. Și zic, din cine am fost, chiar dacă a fost Revoluția, nu trebuie să cad. I-am spus la director că nu merg. Mergeam în continuare la restaurantul Oltenia, dar nu mai era ce a fost. Deja toată lumea se credea. Era în schimbare? Da, era o schimbare între orchestra, începuseră să facă pe șefii, să-și aducă soliști de-ai lor. Patronul restaurantului mi se plângea mie, Ștefania, ce facem cu ăștia, că uite, îmi fac probleme. Figuri, ale. Da, da. Ei, și până la urmă am scăpat eu de ei, că ei vroiau să scape de mine. Aha. Și atunci am făcut eu în așa fel și am scăpat de ei, eu și cu șeful restaurantului. Și a adus altă orchestră. Am cântat și cu acei băieți, după care am primit o invitație de a merge în America. În ce an asta? Asta în 91. 91. Începutul anului 91. De dar greu și supărare arce pietrele în cărare. De dar greu și supărare arce pietrele în cărare. Cum arde frunza din vie când e soarele închindie, măi neicuța mea. Am avut o filmare la Breaza și pentru mai multe zile era această filmare. Și eu cu Elena Merișoneanu am fost bune prietene.
Și ne-am povestit așa fiecare pățaniile ce le-am avut, la care i-am spune că zice, uite, eu am fost în America și am o cunoștință, o invitație. O invitație. Și trebuie să trimit o solistă acolo și nu știu pe cine să trimit. Ne-am gândit noi, eu nu m-am gândit la mine, nu? Nici o secundă. Ne-am gândit noi vreo două zile, mă, pe cine să trimiți, pe cine să... Dar după aia mi-a venit în minte și zic, păi da, dacă merg eu acolo, ce are? Și ea zice, Ștefania, dar tu ești cântăreață de scenă, draga mea. Tu nu ești cântăreață de restaurant. De restaurant. Da. Mă zic, dă... A, și zice, nu, nici nu știu dacă tu iei viza. Și zic, uite, dăm invitația și încercăm. Și dacă nu iau viza, nu o iau și cu asta basta. Într-adevăr, am terminat filmările la Breaza, am venit acasă, am vorbit cu soțul, i-am explicat și a doua zi am mers la ambasadă. Am vorbit cu Merișoreanu și mi-a zis, uite, invitația ți-o dau, dar de ajutant nu pot să te ajut să vorbesc cu cineva la consulat sau... A, nu a vrut să se bage. Dacă nu. Poți, bine, dacă nu... Dacă iei viza așa pe contul tău, bine, dacă nu... Și atunci am mers la ambasadă, vă dați seama, m-am dus aranjat da. Cam filme. Și cu un CV perfect. Așa. Și am luat viza. Pe loc. Pe loc. Bine. Decât pentru dumneavoastră. Decât pentru mine. Păi invitația era pentru mine. Și după ce am ieșit de la ambasadă, am sunat-o pe Merișoreanu. Și zic, ce crezi, am luat viza sau nu? Zice, nu cred că ai luat-o. Nu cred. E, zic, trebuie să crezi că am luat-o. Ce, nu-mi vine să cred că ai luat viza. Vino să bem o șampanie. Am mers la ea acasă, ne-am cinstit acolo un pic, după care am venit acasă, mi-am făcut bagajul. Copiii au zisere de plecare? Da. Ați vorbit în familie și cu ei și cu soțul? Discutam cu toți, sigur că da. Și pe 11 martie 91 am plecat în state. Când v-ați întors de acolo? M-am întors în 94. Am stat 4 ani. M-am întors în 94 să nu mai plec înapoi. Deci a stat 4 ani aici fără să... Am stat 4 ani în Statele Unite fără... Fără să vă vedeți copii, decât vorbiți și... Fără, decât vorbeam la telefon. Tot timpul nu exista telefon să nu mi se spună, mamă, să nu vii din America să ne iei și pe noi. Ei așteptau visul să ajungă și ei acolo. Ei așteptau să ajungă și ei, dar... Presupun că v-ați lovit de viața grea în America. Nici eu n-am știut de ce pereți mă lovesc. Ei cu atât mai mult că erau acasă, nu știau ei ce se petrece în America. Mă rog, și până la urmă... În 94 v-ați întors. M-am întors. Am stat un an jumate, copiii mei devastați și acum ce face mamă? În ăștia 4 ani jumate lipiseți oarecare relații prin America? Vă angajaseți bine? Da, făcusem o reputație bună, făceam turnee, spectacole, cântam la restaurant. Deci dumneavoastră supraviețuiați acolo, da, bine. Da, da, supraviețuiam. Ajunseseți la Radisson? Nu. Încă nu ajunseseți. Nu, pentru că nu aveam acte. Aha. E, și am întors în țară, după aceea, după un an jumate, am plecat din nou. Tot singură? State. Da, tot singură. Și am reușit să-mi fac green card. După green card am depus pentru actele. Pentru cetățenie? Pentru cetățenie și când am avut cetățenie am depus acte pentru reîntregirea familiei. Familie care, din păcate, nu mai era, păcate, n-a mai fost să fie nu mai era completă. Întreagă, erau doar copiii. Soțul s-a
recăsătorit. Soțul s-a repliat. Repliat, altfel, da, cel mai bine spus. Așa. Și când mi-am luat cetățenia, le-am făcut acte și la copii. Asta prin ce an? Spre 2002. 2002. Da, au trecut niște ani. Deci din 94 până în 2002 n-ați mai venit, a stat numai pentru cetățenie. Am venit pentru că am luat green card-ul după 3 ani. Aha. Am depus acte pentru green card și la început am luat green card provizoriu pentru 3 ani. Și după green card provizoriu de 3 ani, ai voie să dai pentru cetățenie. Pentru cetățenie, da. Pentru asta s-a prelungit așa timpul. Lunar le trimiteam bani copiilor, pentru că mai și lucram pe aici, pe acolo, restaurante, cântam, mai făceam business cu casete, cu poze, cu așa. Și în perioada asta băiatul cel mare a terminat facultatea. În Craiova. În Craiova. Cel mic a zis că el vrea să termine facultatea în America. Ok, deși n-am crezut asta. Și când mi-am luat cetățenia, am făcut actele pentru ei și în 2005 au venit și copiii cu green card, în regulă, tot. La ora actuală sunt stabiliți în America? Stau aproape unde celălalt sau? Foarte aproape, doar un highway, o autostradă o traversează. La New York? Tot la nu, New York? În Florida stau. În Florida. Da. Dumneavoastră la New York? Eu la New York am stat aproape 30 de ani. Trebuie să spunem că ați ajuns managerul unuia din cele mai importante hoteluri de la New York, Radisson-ul, da, de pe celebrul bulevard Broadway. Da, exact. Cum se numește intersecția la ei cu numere? Cum e? Terry 3 with Terry 4. Aha. Deci ați Terry condus? Terry 3 Broadway with Terry 4 Broadway. Deci ați condus, ați fost în conducerea... Da, am fost 13 ani manager. Manager la Radisson. La Radisson, da. Mai treceți pe acolo din când în când să... Pe la New York trec mai rar, pentru că îmi iau direcția de aici, direcția Miami. La Miami. București, Miami, da, pentru că unde locuiesc copiii în Florida, stau foarte aproape de Miami, 20 de minute. De mers cu mașina. Copiii, deci ați gustat și visul american, da, care după atâția ani nu, știu că vă e greu să spuneți, v-a părut vreodată rău de alegerea făcută? Mă refer acum, în ultimii ani, la vârsta dumneavoastră. Să știți că nu mi-a părut rău. Ați reface dacă ar fi 92 acum, ați plecat din nou? Pentru copii, da. Nu pentru mine. Eu aveam tot ce-mi trebuie aici. Personal. Personal. Dar tot ce am făcut, am făcut pentru copii. Pentru că era viitorul lor în joc. Erau la vârsta care aveau nevoie de ajutor. Și atunci, cine se sacrifică cel mai mult pentru copii? Cum ați văzut schimbările din muzica populară venind spre bine sau spre rău? Cât la sută din ce ați lăsat când ați plecat, mă refer la disciplină, la educație, la cântece, la stilul de a cânta, la tot, se mai regăsește în ziua de azi? Nu. Nu? Poate nu urmăresc eu toate emisiunile. Da, poate nu. Da, exact. Mă duse seara de vreme, mă, Ionică puiule. Mă-ntorse-i noaptea pe stele, mă, Ionică puiule. Numai cu dosuri cele, vai de păcatele mele. Și-a ne-a rupte dintr-un gap, nu s-a prind și nici noapt. La ora actuală, doamna Etegan, cum sunteți? O bunică fericită în America? La ora actuală sunt o tânără pensionară. Aveți pensie de la american și de aici? Da. V-a scos Nicolae Bălcescu la pensie, Doina Gorjului, restaurantul Oltenia v-a scos la pensie? Toți m-au scos la pensie. Și de aici? Da. Aveți pensie bună? Bunicică. Bunicică. Ca pensiile din România. Ca pensionarii români. Da, da.
Și pensia din America? E bunicică și ea de acolo. Mai bună. În orice caz, mă descurc, nu mă plâng. Nepoței spre muzică? Nepoței... Le mai cântați sau le mai puneți cântece? Casete, așa... Înțeleg ceva din ce... Ei sunt încântați că mamaia Ștefania e artistă. Aha. Dar nu știu ei prea multe despre mine, despre... Au mai văzut casetă la televizor. Mi-a plăcut cum ați spus, sunteți mamaie. Da. Nu buni, nu... Nu buni, nu muni, nu... Nu, mamaie. Mamaia Ștefania. Deci ei știu ca o artistă. Da. Până o să înțeleagă, mai e drum lung, să le dea Dumnezeu mulți ani fericiți. Mulțumesc la fel. Doamna Ștefania, sper că prin acest interviu scuzele dumneavoastră sunt acceptate de cei de acasă. Chiar vă rog să-mi scuzați greșelile de exprimare. Nu, eu mă refeream la lipsa atâția ani și așteptarea pe care au avut-o. Dar cântecele dumneavoastră i-am conjurat cu nostalgia frumosului, nostalgie prin care am trecut și astăzi împreună. Vă mulțumesc foarte mult și sunt foarte încântată. Primesc mesaje pe telefon, ce rețele de socializare, sunteți, ce da. Frumos cântați, ce, de ce nu mai cântați, de ce. Dar concluzia la acest de ce ar fi că ați vrut să aveți copiii foarte bine. Da, asta pentru copii am luptat. Nu, v-am zis, nu pentru mine. Pentru mine, cum v-am spus, eu aveam tot ce-mi trebuie aici, eram fericită. Dar copiii nu-i vedeați bine în continuare, cum vroiați dumneavoastră. Nu. Pentru că ei au făcut și fotbal. Cel mare președintele clubului. Și eu fusesem în America, m-am întors și na, a aflat că... Și am mers să vorbesc cu el. Ce părere are despre copil, dacă este talentat pentru a intra în echipa mare. Da. Și a zis, da, doamnă, băiatul este foarte bun, dar trebuie să participați și dumneavoastră cu ceva material. Am înțeles. La care, când se termina materialul, copilul meu pe unde se regăsea? Aia e. Atunci... Și ați luat hotărârea definitivă. Am zis, gata, începem altă școală. Doamna Etegan, în numele casei noastre de producție Imbol Media, întregii echipe și conduceri și în primul rând a mea, vă mulțumesc că mi-ați dat voie ca astăzi, prin această întâlnire și acest interviu istoric, să vă sărut mâna și să vă mulțumesc din suflet că mi-ați dat mie ocazia și ați avut de ce nu plăcerea să fiu eu cel care vă ia interviul de explicație după atâția ani a unei vieți de legendă. Dați-mi voie să vă mulțumesc, să vă felicit și pe dumneavoastră și pentru și pe domnul Vlad Ovidiu Cioacă, producătorul Ovidiu general. Cioacă. Da? Vă felicit pentru acest spațiu miraculos. Studioul nostru, căsuța noastră miraculoasă aici. Miraculos. Și că ne dați ocazia să mai ieșim în fața publicului, cât de cât, așa, printre cei buni. Mulțumesc din suflet și cu promisiunea că ne vom revedea și cu alte planuri frumoase, pentru că atât cât stați în România, vreau să profit de prezența dumneavoastră pentru a-i bucura pe cei de acasă, cărora le mulțumesc pentru atenție și nu uitați să distribuiți acest material în absolut toate grupurile de pe YouTube, de pe Facebook, pentru că veți face o bucurie multora dintre prietenii dumneavoastră virtuali, readucând-o în case prin acest interviu pe doamna Ștefania Etegan. Alexandru Păpătrașcu vă mulțumește și pe data viitoare. Frunzulițe de avremeasă, mi-a venit un dor de acasă. Frunzulițe de avremeasă, mi-a venit
venit un dor de acasă. Dorul de părinții mei o foc, că i-am lăsat singurei măi. Dor de soră și de frate o foc, că i-am lăsat prea departe. Gândul mă omoară, că te știu tot bună vioară. Mamă, gândul mă omoară, că te știu tot bună vioară. Mi-e dor, mamă, și-o-i ofta, ofa, că-ți rămas lacrimând după mine suspinându-mă. Știu că-ți rămas lacrimând după mine suspinându-mă. Mi-e dor, măicuță, de voi, of, of, de frunzele din zavoi. Ascultați cântecul, vă mângâie sufletul, măi. Când mi-ascultați cântecul, vă mângâie sufletul.